Salut, sunt Vicky. Astăzi vom vorbi despre o aplicație cu ajutorul căreia putem descărca videoclipuri de pe YouTube și să le vizualizăm pe iPhone. Desigur, există și modalitatea clasică prin care folosim pe PC diverse programe pentru download de pe YouTube și apoi să convertim filmulețele descărcate în format MP4 pentru a funcționa pe iPhone. Dacă aveți un iPhone cu jailbreak, situația se ușurează puțin, respectiv puteți folosi MXTube sau MXTube din Cydia. Așadar, deschidem Cydia. Aici, Feature Packages. Derulăm. Și la Free Application găsim MXTube. Save to YouTube. În partea dreaptă sus apăsăm Install, apoi Confirm. Instalarea s-a terminat, apăsăm Return to Cydia. Putem să închidem Cydia și iată aplicația noastră MXTube. Deschidem aplicația. Ne întreabă dacă suntem de acord cu termenii de licențiere, acceptăm. Apreciază dacă vom face o donație. Este vorba de MXTube, o variantă beta. Câteva informații despre. Mulțumiri, etc. Mergem în partea dreaptă jos la secțiunea video. Nu avem niciun fișier video descărcat. În dreapta este secțiunea Downloads. Nu avem nici aici. Să mergem Search. Căutăm pe YouTube Mobile sau pe YouTube.com. Această opțiune nu este disponibilă. Rămâne selectat YouTube Mobile și căutăm aici Michael. Același fișier. Alegem din nou Download. Ideea de data asta se pare că este ok. Avem două opțiuni pentru Download, High și Low. Alegem High. A apărut deja o etichetă în dreapta lângă Downloads care ne arată că se descarcă un fișier. Dacă facem un click pe Downloads, putem observa descărcarea acestui fișier. Așa, fișierul s-a descărcat. Și acum mergem la secțiunea video. Iată, fișierul poate fi urmărit.
Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine!